Dragi colegi, onorat plen, stimate domn președinte al ședinței, stimate doamnă prim-ministru desemnat, membrii guvernului de desemnat, în general nu prea aveam intenții să discut să ies la această tribună pentru a, pentru a avea această luare de cuvânt, dar precedentele luări de cuvânt și pozițiile expuse mi au trezit acest interes. Și vreau să spun că sunt foarte surprins de cinism, minciună, fățărnicie. Prezent în acest Parlament deja de 2 ani de zile. Și să nu ne citiți lecții de morală, niciunii și nici alții, pe care văd atât de luptători și patrioții acestei țări. Și am să încep să dau exemple. În iunie 2019, aici, în plenul Parlamentului, a fost formată o coaliție. Blocul acum și Partidul Socialiștilor din Moldova. Atenție! înaintea alegerilor parlamentare din februarie 2019, colegii noștri din dreapta au semnat declarații că nu vor face coaliție cu PSRM. Adică Parlamentul și-a început din, cu stânga imediat prin cinism, fățărnicie și minciună. Blamați instituția Parlamentului? Dar cum ați intrat în Parlament și ce ați făcut prima chestiune? Ați încălcat promisiunile făcute alegătorilor. Asta este. Asta se numește cinism, fățărnicii și minciună. Vorbim despre parlamentul ăsta care, într-o parte sau în alta, își schimbă profilul sau culorile. Până nu de mult a fost o altă coaliție între PSRM și Partidul Democrat. Iar acum, cer scuză foștilor colegi de Partidul Democrat, încercați să spălați și să spuneți că nu, 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 că nu e bine, dar asta este adevărul, a fost o astfel de coaliție. Singurii care au avut o anumită consistență au fost puținii colegi, inclusiv din Promoldova, care au venit și cu critică și cu foarte multe soluții și propuneri care, apropo, astăzi se regăsesc în programul de guvernare. Astăzi, aici, în Parlament, nu trebuie să ne dăm lecții de moralitate și de cinism și, și să ne arătăm unul pe altul cu degetul. Aici, în Parlament, astăzi trebuia să vorbim despre un program de guvernare și despre soluții pentru oameni. Aud tot mai des să mergem la alegeri anticipate și să curățim Parlamentul și clasa politică. Poftim, cu sate în Parlament, cu sate în Parlament, domnilor de la Pas, vreți să faceți coaliție și să vă curățați de cine și de cum? Domnul uh, Grosu, eu am plecat din Partidul Democrat și am format împreună cu colegii Pro-Moldova. Dumneavoastră ați plecat din Partidul Liberal-Democrat și sunteți astăzi în pas. Avem același trăsis politic. Ieșiți aici, în fața colegilor, și spuneți următoarele. Așteptați puțin. Ieșiți aici, în fața Parlamentului, și spuneți următoarelor. Domnilor, noi cei de la PAS vrem să mergem la legile anticipate deoarece vrem să ne triplăm astăzi mandatele pe care le avem în Parlament. Doamna Gavriliță, dumneavoastră ați fost alături de colegii noștri din Pro-Moldova la Sângerei și întreaga echipă Pro-Moldova, nu doar de la Sângerei, dar din țară, a ajutat ca Dodon să plece și doamna Maia Sandu să câștige. Doamna Maia Sandu a câștigat domnul Grosu, inclusiv cu contribuția mea și a colegilor din Promoldova. Și atunci când spuneți că doamna Maia Sandu are un mandat de un milion de oameni, un mandat de un milion de oameni s-au dat împotriva lui Dodon, dar nu pentru Maia Sandu. Haideți să spunem adevărul, cât de mult el nu ar durea pe cei din stânga sau pe cei din dreapta. Adevărul doare, știu, dar odată și odată, haideți să facem politică sinceră. Politică sinceră. Politica sinceră la anticipate ca pas să aibă 35-40 de mandate să mai stea în opoziție sau să facă coaliție cu usate. Eu nu vreau ca usate să fie în Parlament. De exemplu. Dar vreau. Și nu pas atât de mult de aceste anticipate. Andrean Candu, ca om, ca profesional, s-a format nu în Parlament. Mult înaintea Parlamentului. Dar ar fi vrut domnul Grosu ca în acest parlament să discutăm problemele oamenilor. În programul de guvernare pe care îl laud, doamna Găvriță, bravo, și echipa pe care o aveți, sunteți bravo. Jumătate din el copy-paste la propunerile anterioare, a noastre, a tuturor, a tuturor, și din dreapta, și din stânga, și din centru. Dacă acest program, dumneavoastră, ați fi venit aici în Parlament și ați spune asta este ambiția mea, vreau să guvernez, măcar 3, 4, 5, 6 luni nu contează și să rup în stânga și în dreapta tot și să implementez acest program, ați fi avut votul meu cu două mâini. Dar ce am văzut astăzi, ați spus că de fapt ați făcut un program foarte bun, vreți, aveți o echipă bună, dar nu vreți să fiți votată. Și înțelegem că acest program de guvernare și această echipă eventual vor fi după alegerile anticipate. Dacă așa este, bravo, înainte și să aveți succes. Dar eu am dubii. Dubii iarăși despre ceea ce am început la început. Scuzați pleonazmul de la început la început. Sinceritatea. Aici, în plenul Parlamentului, în luna septembrie, v-am întrebat de Horeca și v-am întrebat despre tichetele de masă. Și mi-ați spus atunci, cu tot profesionalismul, că sunt măsuri greșite, că nu e bine și așa mai departe. Nu vă cred. Nu vă cred. Sincer, nu vă cred. Că aveți această intenție. Astăzi, ca un pat patrioții adevărați trebuia să veniți aici toți și noi toți să ne asumăm și din stânga și din dreapta, poate pentru un guvern al unității naționale, poate pe trei luni, poate pe șase luni, să salvăm țara pe care am adus-o la dezastru toți. Și voi, și ei, și noi, toți în 30 de ani am adus țara la unde suntem astăzi din cauza Lipsii de sinceritate a cinismului și a fățărniciei cu care fiecare iată că trăiește și ar trebui să trezească fiecare dimineață. Altfel vrem să facem politică, că așa am înțeles, că toți vor alt fel de politică. Atunci să fim sinceri și să o spunem de ce urmărim și ce urmărim. Da, se pare că astăzi deja există semnături pentru un alt candidat și pentru o altă guvernare sau pentru un alt guvern aș vrea să văd foarte mult, pe lângă sinceritate, respectarea legii. Legea să stăie în fața locului și la capul mesei pentru toți și nimeni mai presus de lege. De la simplu cetățean până la președintele țării, până la președintele Parlamentului, până la prim-ministru desemnat inclusiv, care iată că nici la Comisia Juridică n-a venit de place sau nu-i place, nici în fracțiuni nu a venit de place sau nu-i place, sunt proceduri și este lege. 10 secunde, rog. Sunt tradiții. Nu vă supărați colegi de dreapta, nu vă supărați colegi de stânga și colegi din centru, dar dacă vom continua în fiecare zi să ne mințim unul pe alții și prin această fățărnicie și cinism, nici țara nu o să o salvăm. Și Republica Moldova în câțiva ani de zile o să fie o țară fantomă, bântuită de fantome, fără oameni, fără oameni care vor avea curajul să vină măcar în plenul Parlamentului și să mai facă un program de guvernare. Vă mulțumesc!